La Iași vom avea primul centru de cercetare a bolilor emergente, care va funcționa la Facultatea de Medicină Veterinară. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional de Competitivitate. Toate explicațiile vin din partea profesorului dr. Benone Păsărin, prorector la USAMV Iași, într-o corespondență telefonică transmisă de colega noastră, Raluca Daria Diaconiuc. Centrul înseamnă un loc deosebit din punctul de vedere legat de ceea ce dorim noi să obținem de la el. Adică un pol al cunoașterii și un pol al cercetării, asociat cu un pol al învățării pentru studenții noștri, pentru masteranți și doctorați. E un centru unic în țară. Ce e diferit, aș spune, pe lângă celelalte proiecte pe care le are Universitatea Agronomică de la Iași? În țară este un centru unic pentru modalitatea în care el este gândit ca integrare, ca și compartimente de studiu și de cercetare. Pentru universitatea noastră este unul din proiectele mari, proiectele grele, europene, proiecte care ne dau posibilitatea să accedem la resurse financiare, deci să știm să operăm cu instrumente financiare și, nu în ultimul rând, în a da o dovadă a posibilităților noastre de a gestiona un astfel de proiect, alături de alte proiecte europene, la fel de importante, pe teme diferite față de ceea ce ați auzit dumneavoastră astăzi aici. Pe lângă celelalte proiecte pe care le aveți, și acest centru, iată, este o bună posibilitate pentru studenți și pentru cadrele didactice să se dezvolte. Absolut că da. Vine chiar ca o completare. În strategia universității a existat de foarte mult timp și ideea, dar și susținerea în a crea un astfel de centru care să dea posibilitatea studierii la nivel înalt a tot ceea ce înseamnă sănătatea animalelor, sănătatea umană și, nu în ultimul rând, siguranța alimentației.